Generația de suflet poate intra în istorie. Hai România! Și vă pupă nenea Cătălinuș, mult a fost, puțin a mai rămas, chiar foarte puțin. Suntem extremi, iete atâta la un cioc de barză de unul dintre cele mai importante meciuri din istoria recentă a Naționalei României. Vorbim despre partida de miercuri, bineînțeles, cu băieții ăștia din Slovacia. Ideea este în felul următor, am început cu ei să jucăm prin 1923, la un an după ce am fondat echipa națională și ne-au corentat cu 6-0. Aveau atunci niște băieți senzaționali din Sparta Praga, vă dați seama, în 23-a deja făceau legea în Europa Sparta Praga și doi dintre acești băieți au venit și cu echipa națională. Partida s-a jucat la Cluj. Este primul meci al naționalei noastre la Cluj. Oamenii au venit cu scăunele din alea așa ușor de pescar de acasă, pentru că tribuna era extrem de mică, o tribună din lemn, o arenă construită undeva pe la 1911. Apropo, acele scaune pe care România a jucat prima dată cu Slovacia în 1923 există și astăzi, dragi prieteni, pe stadionul din Câmpia Turzi. Am mers așa, am jucat foarte mult cu ei, pentru că eram prieteni foarte mult, cel puțin în perioada interbelică, apoi chiar și după am evoluat cu ei până la dezastrul de la Cosice. Când Naționala Cehoslovaciei a jucat acolo cu numele de Naționala Cehiei și a Slovaciei, când Dubovski, Dumnezeu să-l ierte, care vreo 24 de ani de când s-a stins, ne-a marcat 3 goluri, deși ei jucau în 9 inși, de prin minutul 70 l-a eliminat și pe al doilea. Dar nu despre asta este vorba, pentru că, așa cum am văzut și în partida cu Ucraina, nu istoria joacă și nici măcar calculele hârtiei. În asta cu Belgia s-a văzut, calculele hârtiei chiar joacă. Închidem paranteza. Avem meci decisiv. Generația de suflet, cum a spus Iordănescu, nici de aur, nici de argint și așa mai departe, are o partidă extrem de importantă. Spaniolii au vorbit de biscotto, adică biscotto nu mai are treabă să mai traducem, nu mai trebuie tradus în limba română, că mergem împreună, ne ținem de mânuță cu prietenii, frații noștri slovaci și mergem împreună mai departe. Când a auzit Edi Iordănescu, a luat foc în vestiar și a zis: ce biscotto, mă, ziceți, doamne, așa, locul 1, locul 1, prima pozițiune ne trebuie nouă ca să terminăm acolo și sus. Și mi se pare, dacă nu mă înșel, că ne întoarcem la München, acolo unde ați văzut că au fost vreo 30-40, dacă nu, unii spun și 45.000 de români. Acum, nu mai lungim, nu facem noi analiza, a fost una caldă, una rece. Chiar dacă Ucraina a avut, vorba aia, 70% posesie, abia am bătut cu 3 goluri. Pe partea asta, la alta au venit aia, doamne, cât era Lukaku ăla, tăticu, are 93 de kg, e un pic mai slab decât mine, ca mine, însă nădușiți așa toți, ați văzut, a zis, bă, stați așa, ăia minutul 2 erau nădușiți toți din cauza materialului din care este confecționat tricoul lor, că n-a apucaseră să ajungă, să alerge prea mult, dar roșul ăla așa închis are o combinație în el și de aia dă. Dar ați văzut, el făcea fuleu în minutul 89. Răutăcioșii spun că din cauza asta De Bruyne are 33 de milioane și la noi cel mai scump jucător primește 2,6 milioane de euro salariu, că așa e la român, trebuie să facem comparația. Revenind un picuț, am ajuns la campionatul european după 8 ani de zile, de fapt după 4, că unul s-a mai jucat în care n-am fost, că în ăla din 2016 am fost, ok, o lăsăm așa după 8 ani. Am învins Ucraina, ați văzut pe rețelele de socializare că ăia pe care i-am bătut noi i-au bătut pe ăia pe care i-a bătut ăia și ăia de acolo i-au bătut pe noi și așa mai departe. Adică nimeni nu mai înțelege nimic din ceea ce se întâmplă în grupa noastră. Suntem pe primul loc, asta este. Astăzi, luni, când apare acest frumos material, Naționala României este pe primul loc într-o grupă cu Belgia și cu Ucraina. Că vezi, pe ăia nici nu mai punem pe slovaci. Asta trebuie să reținem, să încercăm de aici cât putem, dacă zic că să transmitem forța noastră, pentru că băieții citesc, ați văzut că au mai avut voie și în parc cu copilașii, cu soțiile, cu nevestele și așa mai departe, cu bunicii, au avut voie, adică ei sunt pe rețelele de socializare și pe site-urile de specialitate și văd ceea ce se întâmplă. Noi de aici din țară ceea ce putem să facem este să le transmitem energia noastră, iar băieții de acolo să meargă la stadion și în fan zone și peste tot și să cânte Hai România. Dacă iese bine de tot, deja avem încă o victorie la campionatul european. Generația de aur a apucat să adune doar una, cea din meciul cu Belgia, cu Anglia de la Charleroi, 3-2-ul acela contra Angliei. Între timp s-a mai adunat încă una, știm, e puțin, în 18 meciuri avem două victorii, dar poate să mai vină încă una. Acum de-o fi să iasă un egal, de-o fi să iasă o victorie, ideea e să mergem mai departe, să trecem de faza grupelor și să ne vedem acolo și în optim. Tăticule, hai România și din acest colțișor!